Gianina este prezentatoarea, dar propunerea pentru un show TV nocturn vine din altă parte. Ne-am hotărât să facem o televiziune internă cu circuit închis și Gianina a fost primul host, urmând ca în seriile următoare să devenim fiecare dintre noi la rândul nostru prezentator pentru această emisiune. Gata, sunteți pregătiți? Răutăcioasă. Bine ați venit la emisiunea noastră La Banditii! Gianina acum își dorea foarte mult să facă ea prima acum. Îi place să fie prima la toate, a făcut prima. Da? N-am comentat nimeni. Invitatul meu din această seară, Florin Pastramă! Doamnelor și domnilor, aflamă-te! Pastramă, ca de obicei, s-a lăudat cu ce aia, cu 52, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Povestiți-ne despre 52. Da, este vorba despre brațul meu, da. Despre brațele mele, de fapt, care muncesc de 20 de ani la ele și am ajuns la performanța să am 52 de centimetri în circumferință la braț. În ce? Circumferință. În ce? La braț. Nu, 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 dar puteți să repetați? 52 de centimetri, circumferință. Adică astea, cum să zice așa? În stilul lui caracteristic, despre iubitele lui, despre cum face el față, cum iese cu ele în oraș. Se uită milioane de fete la dumneavoastră în acest moment. Da, sunt foarte bine. Cu dragostea. Ia pastile! Ia pastile sub mine! A fost aclamat de public, publicul a fost în delir. Vă place publicul extraordinar de mult. Aveți un mesaj pentru iubitoarele dumneavoastră, pentru fanele dumneavoastră? Partic un mesaj. Mulțumesc, dar alte numere mai aveți de prezentat? Deci... Doamnelor, bunuri, acesta a fost Pastramă, în aplauzele dumneavoastră, mulțumim! 52. Camara! Bună seara! Luați loc! De unde veniți? Nu vă supărați, așa speriați. Habută, hărseara? Pe limba noastră. De o habută, e de hanând și am de le hanând o șalam, să hanăm hoate hanăm. Da. Da. Dar am înțeles și de când ați mai mâncat? Că văd că v-ați dereglat un pic. E hala holohodu bahaya. Izna hala motu e catraunt, alhanta. Camara, cine? Că nu am mai mâncat de 72 de zile. A fost Camara care era pe un protest perpetu, el tot avea de gând să boicoteze emisiunea. Și încă o dată am venit să vă spun că eu protestez și împotriva acestei emisiuni, a cărui rost nu o înțeleg. A trebuit să fie oameni mult mai... Să nu mai vină el, nu să vin eu. Vexatil și haioși în această emisiune. Sunt un fel de talk show fără cap și fără coadă, dar pe alocuri cu anumite momente amuzante. Consider în continuare că cea mai frumoasă emisiune care trebuie să existe pe piață este Ferma și nu se poate și e inadmisibil ca în showbizul românesc să mai fie alte emisiuni în afară de emisiunea Ferma. Care este emisiune. Entertainmentul în Fermă presupune doze însemnate de sarcasm și ironie. Luăm și biletele fiecare. Știm numele fiecare pe el. Fiecare bilet și suntem persoanele respective 10 minute. Dar putem pune și gen vedete din astea, din afară. Care mă, nu între noi. De noi, mă. Să începem să ne imităm unii pe alții. E ciudat să te vezi prin ochii altora. Așa că, nu știu, să înceapă distracția. Mi-a plăcut la nebunie să-l văd pe Moroșanu fiind Brigitte sau alte fete din casă. Vă rog frumos, chemați un doctor. Chemați doctor acum. Am obiect și conflat. E un frate plecă. Chemați doctorul. Eu știu că te dai la remus. Hai, lasă-mă! Nu știu ce, lasă-mă în pace! Eu cred, așa vorbești cu mine, Dumnezeu să te binecuvânteze. Eu cred că așa e și eu am dreptate de un numit. Ce poate fi mai ușor decât să o imiți pe Brigitte până la urmă? Să nu vorbești cu mine! Nu se face așa ceva! Fată! Vă rog, toate camerele! Vreau camerele! Să se vadă pe cameră dacă e adevărat sau nu!
trebuie să recunoaștem că toți ne-am bucurat atunci când a trebuit să imităm pe Brigitte, pentru că aveam grijă tot timpul să avem pieptul în față, zona spatelui cât mai unduită și buzele mari. Frumos, frumos, dar vrei să vezi ce, okay. Ce buce am eu, iau, iau, eu spun că mai bine, spun că mai bine n-ai face asta, că te vede de acasă. Ar trebui să te aștept. Ar trebui să-ți vezi de treabă. Știi tu de ce? Că noi nu avem iubiți. Cel mai tare m-a amuzat că se chinuia cu buzele lui mici să facă buzele mari, așa. Nu prea a ieșit. Moroșanu cred că a făcut febră la buze cât a imitat-o pe Brigitte, că a stat numai așa cu buzele. Eu nu mai putea să se miște, după aia numai așa vorbea. Brigitte a fost personajul meu preferat. Mă duc să văd dacă e laptele ok să-mi se lipească. Da, du-te, stai! Stai că vin și eu. Băi, dar nici cu voi nu mă mai pot înțelege în casa asta! Marius, vină dracu-n voi! Dar du-te, Marius! Du-te, Marius! Ah, l-am avut pe Marius și bineînțeles că am stat așa. Tu nimic, bro, nimic! Dar, pe el e Marius! Bă, ce calță a fost aici! Gândeam, bă, să seamănă cu mine. Marius nu spune nimic, adică Marius e, e, nu e personaj. Mihaela, da, eu nici mai vorbesc cu tine, că tu de când a venit Remus numai la el te uiți. Teddy Bear, eu sunt moartea din Carpat, nu Teddy Bear. Păi ce o să zică ăla când o fi să mă bat cu el? Păi te-ai avea și Teddy Bear să bată cu mine. Am și melodie. 30 de milioane are pe YouTube. Sunt celebru. Nu m-a scos nimeni de aici. Nici voi să nu îndrăzniți cumva să mă scoateți pe mine de aici. Cel mai mult mi-a plăcut cum a imitat-o pe Brigitte Remus. Am avut noi așa un schimb de replici. Eu eram Claudia, iar el era Brigitte. Nu le băga pe asta în seamă. Hai să mergem, să chemăm doctorul. Pe care ne ducăm... M-am venit aici un pic. Erau jec de ață legat de ieslea aia și m-am împiedicat de așa, am căzut, frate, fix pe palme și în genunchi. Eu trebuie să merg la spital. Arad, uite-te! Fata, uite-te! Mângâie-mă! N-aveam cum să-i acopăr efectiv cu vocea. Eu sunt încă răcită și nu, Ioana a urlat de tare imitându-mă pe mine. Cine e aia? Aia care? Am reprodus scena în care ele două s-au certat. Ba, tu ești o... Bip, 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 bip. Dar eu, în loc de înjurături, am folosit bip, bip, bip. Iar Remus era așa că o zicea și cu buzele țuguiate, zicea: Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu să te binecuvânteze! Nu pot să cred! Inclusiv Claudia, care mă gândeam că poate o să se supere la un moment dat, a fost efectiv pe jos de râs. Hai să încheiem, că a fost fantastic. Hai! Genial! Vreau să mor! Genial a fost, doamne!